Salutare, oameni dragi, și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul de azi am să vă arăt cum puteți să importați MetaMask-ul în Trust Wallet sau invers Trust Wallet în MetaMask. Am făcut acest videoclip deoarece mai nou cei de la Trust Wallet au făcut și ei o extensie pentru browser. Testul o să-l fac pe browserul celor de la Brave. Și ca să facem acest lucru, va trebui să mergem să scriem Trust Wallet Extension. Apăsăm pe el aici la chrome.google.com. Îi dăm la extensie Add to Brave. Add extension. Și ne arată că Trust Wallet has been added to Brave. Îi dăm pe extensii, dăm pe Trust Wallet. Și aici ne spune bun venit la Wallet Extension și avem două variante. Dacă aveți MetaMask, folosiți cele 12 cuvinte aici la Import or Recovery Wallet. Cu acele 12 cuvinte de la MetaMask, vă importați portofelul în Trust Wallet și în acest fel aveți acces la ambele extensii sau la ambele fonduri pe aceeași cont. Dacă nu aveți Trust Wallet sau nu aveți MetaMask, puteți să dați Create a New Wallet, o să vă genereze niște cuvinte, 12 cuvinte de securitate, pe care va trebui să le notați pe o hârtie, dar să le țineți într-un mediu privat, nu le notați pe telefon, nu le trimiteți pe chat prin alte părți, nu le faceți poze, deoarece oricine are acces la acele cuvinte va avea acces și la fondurile voastre. În cazul meu, eu vă arăt cum pot să import MetaMask-ul, o să vedem și dăm un pic pe MetaMask. Îmi arată cam 0.033 BNB, adică 9,88 $. Ies de aici, îi dau Import or Recover Wallet. No thanks. Și aici va trebui să introducem cele 12 cuvinte de securitate de la MetaMask. După ce am introdus cele 12 cuvinte, ne asigurăm că sunt exact ca pe hârtie în aceeași ordine în care le-am notat. Îi dăm Proceed. Va trebui să selectăm o parelă care să aibă minim 8 caractere, va trebui să fie o literă mare și un simbol. Repetăm parola. Îi dăm I have read and agree with terms of use. Îi dăm Next. Și ne spune că portofelul nostru a fost importat cu succes. Îi dau Open Wallet. I'm ready to use Trust Wallet. Și vedem că monedele din MetaMask au fost importate și în Trust Wallet Extension, fiind același cont în acest moment cu aceeași adresă. De ce ați vrea să faceți acest lucru? Sunt două lucruri care, mie, din punctul meu de vedere, în momentul în care instalezi MetaMask-ul, el vine preinstalat cu Ethereum, va trebui să schimbi network-ul, network-ul se va adăuga automat. Din punctul meu de vedere, este mai greu să faci acest lucru, mai ales pentru cei care de-abia au intrat în acest spațiu. Plus că până recent nu exista decât această extensie. În momentul de față există și Trust Wallet Extension, face exact același lucru, numai că este mult mai user-friendly să folosim Trust Wallet-ul, deoarece detectează automat blockchain-ul în funcție de adresa pe care o dăm. Haideți să adăugăm o monedă pe care eu nu o am aici. O să mergem pe CoinMarketCap ca să vă și arăt un exemplu. Și o să-i dăm chiar Jump Token, că văd că s-a deschis aici. Aici avem două variante, prin Ethereum sau prin Binance Smart Chain. Pe noi ne interesează aceasta deoarece este mai ieftină, ca să transferăm monedele. Îi dăm Copy Address. Mergem pe Trust Wallet, îi dăm sus. Selectăm adresa și după cum puteți vedea, mi-a apărut instant Jump Token Smart Chain. Îl facem vizibil. Add Custom și în momentul de față vedem că ne-a apărut aici Jump Token Smart Chain.
Asta este varianta foarte simplă prin care putem să adăugăm monedele pe care vrem. Este mult mai ușor de folosit Trust Wallet-ul decât MetaMask. În acest fel v-am arătat cum puteți să faceți și conexiunea între cele două ca să fie același cont. Sunt anumite platforme care cer conexiunea prin MetaMask, anumite platforme care cer prin Trust Wallet și în funcție de varianta care ne cere, putem să ne conectăm cu oricare dintre ele ca bănuții să ajungă în același loc. Sau, haideți să vedem și alt exemplu. Să spunem că mergem pe HoneyGain. Mergem la dashboard pe contul meu și aici dacă vreau să retrag, când îi dau login, mă întreabă MetaMask sau Wallet Connect. Dacă suntem pe calculator, este foarte ușor să folosim MetaMask. Deocamdată ei încă nu au introdus și varianta prin Trust Wallet Extension, dar tocmai v-am arătat cum puteți să faceți acest lucru. Sau dacă suntem prin telefon, puteți să facem prin Wallet Connect, în funcție fiecare de ce folosește în momentul în care vrea să retragă monedele de pe acele aplicații la momentul acela. Eu, din punctul meu de vedere, le folosesc pe amândouă, inclusiv MetaMask, inclusiv Trust Wallet, numai că MetaMask-ul este ceva mai greu de folosit față de Trust Wallet și dacă tot avem și varianta acum de extensie a lui Trust Wallet care face exact același lucru ca și MetaMask-ul, de ce să nu o facem? Plus că Trust Wallet este o companie cumpărată de Binance și majoritatea criptomonedelor pe care le tragem, indiferent că e vorba de proiectele care le fac review pe acest canal, majoritatea ajung pe Binance, deci este mult mai ușor din Trust Wallet să ducem banii către Binance, deoarece Trust Wallet folosește Binance Smart Chain. Eu personal așa fac, retrag totul pe Trust Wallet, indiferent că retrag prin MetaMask sau prin Trust Wallet direct, mă duc frumos pe PancakeSwap, îmi fac conversia în moneda care vreau sau direct în USDT sau BUSD și retrag bănuții pe Binance, indiferent ce îmi cere aplicația când mă conectez, că e vorba de MetaMask sau că e vorba de Trust Wallet. Sper că v-a fost folositor acest videoclip. În acest fel puteți să vedeți cum puteți să conectați MetaMask-ul la Trust Wallet sau Trust Wallet-ul la MetaMask. Dacă nu aveți niciuna din ele, am un videoclip dedicat cum puteți să vă creați un portofel electronic la mine pe canal. În videoclipul acesta v-am arătat și cum puteți să conectați aplicațiile între ele în așa fel încât să aveți acces la fonduri, indiferent dacă sunteți pe telefon sau pe calculator. Dacă mai aveți nelămuriri, lăsați-mă în secțiunea de comentarii și o să văd ce videoclip pot să fac ca să vă ajut. Tot în secțiunea de comentarii puteți să-mi lăsați și ideile voastre despre alte proiecte de care știți și vreți să le fac review. Dați un like la videoclip, abonați-vă la canal ca să vedeți când mai postez videoclipuri noi sau update-uri și până data viitoare, spor la bani!